Bună ziua, dragi cititori, dragi iubitori ai cărților Herald, iată-ne din nou împreună la pastila de lectură în cadrul campaniei Lecturi Filozofice, campanie care va dura până pe data de 31 mai. Intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți cărți de filozofie, lucrări, texte fundamentale din colecțiile Cogito, dar și din alte colecții, cum ar fi colecția Cultură și Civilizație. Așa că, iată, în aceste două colecții vă așteaptă cărți minunate. Astăzi vorbim cu doamna Anca Irina Ionescu, traducător, este dânsa iarăși alături de noi. Vorbim despre o carte frumoasă, Eseuri eretice despre filozofia istoriei, a lui Ian Patocca, carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald și carte pe care doamna Anca Irina Ionescu a tradus-o. Eseurile eretice oferă o perspectivă fenomenologică de sorginte heideggeriană asupra istoriei Europei, începând într-o măsură oarecum cronologică cu vechea Mesopotamie și ajungând până în perioada europeană modernă. Din punctul de vedere al lui Ian Patocca, natura este un construct străin, iar istoria, care a început ca o căutare a unui sens superior, sfârșește prin a fi un element de consum ce se autoperpetuează. Patocca explică modul în care Europa s-a îndepărtat cumva de moștenirea sa greacă pentru a căuta mai curând puterea decât adevărul, fărămițându-se, de fapt, în subdiviziuni etnice și apoi felul în care iluminismul, epoca rațiunii, a deplasat Europa de la orientare etică la una materială. Doamna Anca Irina Ionescu, ce aduce Ian Patocca nou în contextul acestei, aș numi o discipline, vorbim despre filozofia istoriei, și de ce ați recomanda această carte pentru cei pasionați de filozofia istoriei? Aș recomanda cartea, în primul rând, prin viziunea autorului ei, cu totul deosebită, o personalitate aparte a culturii cehe. Și aici o să-mi permiteți să fac o mică paranteză. M-am oprit asupra lui Patocca atunci când am propus spre traducere această carte editurii Herald, nu numai din aceste considerente strict filozofice, ci și datorită unei pasiuni mai vechi a mea pentru cultura și literatura cehă, care, lucru mai puțin cunoscut, a dat omenirii personalități care, prin importanța lor, importanța activității și a operelor, au depășit cu mult granițele Cehiei și au influențat soarta întregii Europe, poate chiar și a lumii. E o linie neîntreruptă care merge din secolul al IX-lea, când cehii sunt cei la cererea cărora s-a inventat scrierea slavă și continuă apoi cu marele Jan Hus, primul reformator al Bisericii Catolice, nu Luther, care s-a inspirat din el, apoi Comenius, după ale cărui precepte învățăm și noi astăzi în școlile din întreaga lume, și alții pe care nu-i voi enumera aici, dar cel mai recent și mai aproape de zilele noastre este acest mare filozof, totuși, căci fenomenologia face parte tot din filozofie, care este Ian Patocca și care a avut o viață extraordinar de zbuciumată. Noi acum îl știm, omenirea îl știe, filozofii îl cunosc și îl apreciază, dar a avut o viață absolut de calvar. După ce și-a terminat facultatea, fiind speranța generației sale, a crezut că va reuși să se afirme la universitate. Nu a reușit. De ce? Pentru că în 38, el terminase de câțiva ani doctoratul, în 38 a intervenit așa numitul tratat de la, o dictat de la Viena, iar Cehoslovacia a dispărut. Una din consecințe fiind că în Cehia au dispărut universitățile, au fost închise.
a reușit să predea 2 ani după 45, când iarăși în 47 a fost scos de la catedră pentru că nu era filozofia lui, ceea ce dorea el să predea, nu contribuia deloc la construirea socialismului. Iar când în sfârșit, după 70, s-a mai dezghețat, să spunem așa, atmosfera în Cehia, iarăși a mai reușit să predea, dar foarte puțin, pentru că în 72 s-a pensionat. Ce aduce filozofia lui nou? Aduce faptul că interpretează antropologia și fenomenele istoriei ca pe niște erezii. Așa se și intitulează cartea lui, eseuri eretice. Deci nu sunt nici critice, nici de altfel, pur și simplu eretice. Prin eretice el vrea să înțeleagă că sunt altfel. Vrea să vadă istoria omenirii altfel decât așa cum ne-a fost predată nouă, cum a învățat-o el din cărți, și să vadă, de fapt, așa cum foarte bine ați spus, cum s-a îndepărtat istoria noastră modernă de conceptele inițiale de la care a plecat. Și un lucru foarte interesant pentru Patočka, zic eu, este atitudinea lui civică. În această latură m-a atras în mod cu totul deosebit. În Cehia a existat așa numita literatură interzisă, care la noi a fost mai puțin reprezentată, foarte cunoscută în fosta Uniune Sovietică, și curios, aceste eseuri eretice au apărut în cadrul acestei literaturi interzise. După 1968, după acea încercare de eliberare, că foarte multe edituri au fost interzise și mulți autori au fost interziși, nu au mai avut niciun fel de acces la publicare. Ori, evident, un literat, un filozof care nu are acces nici la o revistă pentru a-și publica lucrările, nici la studenți care să-l asculte, este condamnat la tăcere. Ori, înseamnă că nu poate comunica în niciun fel. Totuși, cehii au găsit această metodă, au avut o rețea destul de bogată de edituri clandestine cu nume foarte sugestive. Cea care i-a publicat cartea lui Patočka s-a numit Zăvorul. Deci în această editură, Petlițe Zăvorul, au apărut pentru prima dată lucrările, eseurile critice ale lui eretice, ale lui Patočka. Și de ce eretice spuneam, spune și el la un moment dat, pentru că ele nu sunt de acord cu antropologia, nu erau de acord cu antropologia fixistă pe care o preda pe atunci Universitatea din Praga, pe care o susținea cultura comunistă. Și este interesant de remarcat că, deși avem figura filozofului, nu, ca un personaj sobru, retras, cufundat în gândurile lui, el trebuie să citească mult, să reflecteze mult, să scoată niște idei, îi place Beethoven, îi place muzica clasică, ceva cumpătat și așezat. Ei bine, totuși, turnul de fildeș al lui Jan Patočka nu era chiar atât de izolat cum mi se pare și cum am putea să credem. El era un filozof în acțiune. Sigur că am auzit cu toții de Carta 77, cea care i-a mobilizat pe cehi după semnarea actului final al conferinței de la Helsinki din 75. Cehii s-au revoltat la un moment dat pentru că, evident, statul comunist nu respecta punctul referitor la drepturile omului și a semnat această Carta 77. Ei bine, purtătorul de cuvânt al acestei Carte 77 a fost chiar Jan Patočka, de neașteptat, un filozof să fie atât de activ. A fost întrebat la un moment dat, de ce ați ales chiar dumneavoastră să fiți purtător de cuvânt al unor revoltați? Iar el a spus, pentru că filozofia este un fenomen care trebuie să se sprijine pe realitățile societății. Nu putem să trăim numai în cărți. Trebuie să fim alături de ceea ce se întâmplă, de fenomen, de ceea ce modifică istoria. Spune la un moment dat, dacă îmi permiteți să citez, ce înseamnă fenomenul? Fenomenul este ceea ce vedem,
ceea ce este aici, în experiența noastră, ceea ce se arată de la sine, în limitele a ceea ce se arată. De aceea, dialectica este o parte componentă, eventual o anexă a fenomenologiei, acolo unde se poate scoate în evidență dialectica a ceea ce este dat în experiență și nu invers. Știința despre fenomene nu este dependentă de logica dialectică, fie ea idealistă sau materialistă. Deci el neagă această dialectică, el spune nu dialectica contează, indiferent că este idealistă sau materialistă, este fenomenul, este realitatea vieții, iar noi nu putem sta departe de această realitate. Și atunci încercați să vi-l imaginați pe acest filozof deosebit de sobru, de îngrijit, de meticulos cu sine însuși, care s-a înfrățit cu hipioții, cu mișcarea hippie din Republica Cehoslovacă. De ce? Pentru că aceasta a fost foarte puternică la un moment dat, a fost o mișcare mare, de protest, de mare amploare, a fost așa numitul underground muzical. Deci tinerii hipioți și-au manifestat în felul acesta revolta față de regim. Ei spuneau nu, că noi suntem hippie, suntem hippie ca cei din Occident, dar era clar că prin textele cântecelor lor, prin felul în care cântau, prin mesajul subliminal pe care îl transmiteau, erau împotriva regimului. Iar atunci când au început să dea spectacole, evident că erau interziși și a fost mai ales grupul Plastic People of the Universe, foarte cunoscut, care la un moment dat a fost și arestat, dar a început să dea concerte prin locuri foarte neconvenționale, la țară, în grajduri, în hambare, printre baloturi de paie. E bine, Pasochka era printre ei. Imaginați-vă, deci, un filozof atât de reținut care merge la un loc cu acești tineri, destul de nespălați, dar care exprimau un protest al întregii generații. Era un activist militant. Era un activist militant, el a înțeles că filozofia trebuie totuși să fie legată de societate, pentru că este un fenomen. Coborând filozofia în stradă. Absolut, a coborât filozofia în stradă, a fost alături de ei și i-a apărat pentru că societatea, autoritățile comuniste ar fi vrut să îi considere drept niște simpli zurbagii și să-i bage la închisoare, dar el a mers la tribunal și a depus mărturie în favoarea lor. A mobilizat toată intelectualitatea cehă, disidentă, în apărarea acestor tineri, alături de Václav Havel, dar el a fost cel mai reprezentativ. Iată ce însemna pentru el un fenomen. Acesta era fenomenul. Aceasta era adevărata istorie, nu ceea ce ni se povestea nouă. A fost arestat, nu chiar arestat, a fost reținut pentru interogatoriu, un interogatoriu prelungit de 18 ore, în urma căruia la câteva zile a decedat. Iar în momentul în care anchetatorul l-a întrebat, bine, dar ce vă face pe dumneavoastră un om atât de departe de preocupările acestor zdrențăroși și jegoși, că cam așa erau, ce vă face să fiți alături de ei? A spus, pentru că ei exprimă viitorul și pentru că cineva trebuie să facă acest lucru și dacă nu eu, atunci cine? Și într-adevăr, el a fost cel care a legalizat, ca să spun, această mișcare extraordinar de amplă, care pornește de la fenomen, de la studierea fenomenului eretic, bineînțeles. Deci asta este ceea ce m-a atras în mod deosebit la Pasochka, nu numai filozoful în turnul lui de Fildeș, ci cetățeanul activ, așa cum bine ați spus, filozofia activă, pusă în slujba adevărului, nu filozofia abstractă, care nu folosește nimănui. Este o latură cu totul deosebită, iar în toate eseurile lui eretice, așa cum sunt, vedem evoluția societății, așa cum bine ați spus, din Mesopotamia până aproape de zilele noastre, să spunem, până în epoca modernă, văzută ca o evoluție a fenomenului, a societății în devenire, nu a luptei dialectice sau a luptei, să zicem, între bine și rău, ci a unor fenomene care se realizează indiferent de tipul de dialectică marxistă, materialistă sau nu.
Asta a adus cu totul nou Patočka în literatura filozofică. L-a exprimat mai bine, zic eu, pe Heidegger și pe bunul lui prieten Husserl. Au fost relații foarte, foarte bune toată viața. A scris foarte mult, dar nimic din ceea ce a scris nu a fost publicat în timpul vieții în Cehia. În schimb, a fost publicat în acest samizdat, adică în literatură, în editurile clandestine, interzise, copia de mână sau la mașina de scris și după aceea transmis în Occident, unde primele cărți au fost traduse înainte de 1989, deci înainte de destrămarea comunismului și au fost cunoscute. Cu multe lucrări ale cehilor s-a întâmplat același lucru, au fost cunoscute întâi în străinătate și abia după aceea au reușit să ajungă și în limba cehă. Interesant acest lucru, că el a scris foarte mult în germană și în franceză. Se exprima extrem de liber în limba franceză, ceea ce nu e ușor pentru un ceh și pentru o persoană care a făcut studii în Germania. Este un exemplu de viață pentru noi toți, pentru oricine este filozof și se consideră departe de social, de vulgul său, de vulgul obișnuit, de problemele vulgare. Nu, el știa că locul lui este în mijlocul celor care reprezintă viitorul, în mijlocul acestor tineri și așa a fost, a avut dreptate. Mă bucur că editura Herald a reușit să publice această carte, pentru că, într-adevăr, este absolut reprezentativă, a fost tradusă în vreo 18-19 limbi și a fost un gest extraordinar din partea editurii, că a publicat o lucrare atât de deosebită a unui om care a adus o viață cu totul deosebită. Așa că, încă o dată, vă felicit, felicit editura pentru alegerea făcută. Mulțumim foarte mult! Am vorbit despre filozofia istoriei, despre o carte minunată, Eseurile eretice ale lui Jan Patočka, carte publicată în colecția Cogito a editurii Herald, în traducerea doamnei Anca Irina Ionescu, traducător care a fost astăzi alături de noi și mulțumim din suflet. Puteți găsi această carte în această colecție, în colecția Cogito, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, în cadrul campaniei Lecturi Filozofice. Noi ne dăm întâlnire la o viitoare ediție a Pastilei de Lectură. Până atunci, să aveți o zi superbă și lectură plăcută. La revedere! La revedere și vă mulțumesc, a fost o plăcere ca de obicei!